În final putem să ne bucurăm și acum de adierea vântului. Până acum ne enerva în ultimul hal, dar acum după căldura asta e... Wow. E bine venit! Imensă, imensă! Aurul din vârf, cum s-a fi dus? S-a furat. S-a furat? Și cum s-a furat? S-a urcat? Păi, normal. Corect. Și acum este timpul să intrăm să vedem piramidele. Să vedem mormintele care se ascundeau înăuntru. Coboară până la 32 de metri sub pământ. Da. 32. Și în asta cred că 8, ziceau oamenii ăștia, parcă așa zicea, 8 metri. Hai mă, aici tu nu încă. Ce? Urme de... Urme de... Rinocet. Urme de cămile. ATV-uri, da?
grupul de Instagram. Colecționarul de Indii, uite-o în iar. Umbră. Unde mai putem sta și mie 10 minute, că am mers ceva prin. Ah, ce bine, la umbră. Ia! Umbră, un puțină umbră, că mi-a rupt sarnă. Este timpul pentru Marea Piramidă. Intri? Bilete pentru intrarea în piramide, dar acum e prea târziu, am putut să mai luăm decât la o piramidă. Nu putem să le vedem pe toate, că deja aproape s-a făcut ora 4 și la 4 jumătate. Ne grabim să intrăm. Am stat ca melci. Nici nu știm când a zburat timpul. Bine, nici n-am venit să alergăm. Hai repede acolo, hai repede acolo. Am stat chill, ne-am uitat, ne-am savurat tot locul și a trecut timpul. Dar e cam bine de venit 2 zile. Chiar dacă plătești intrarea aia 200 în plus, dar merită. Stai pe aici. Merită toți banii. Să-ți iei un ghiozdan, adică să ai un ghiozdan plin cu 2-3 ape. Provizii, câteva... Da. Câteva mandarine, banane, ceva fructe de mâncare și să stai cu un ghiozdan. Stai liniștit. Te-ai băgat la umbră, mai admir, mai citești ceva, mai iar te uiți, mari, vizitezi o piramidă. Nadia Comăneci? Nadia Comăneci, George Haghi. Mai cine? Mancini? Dumitrescu aici. Dumitrescu, George Haghi, Hegita. You know Hegita? Goalkeeper, crazy. Crazy, yeah, ah, yeah. Goalkeeper. Yeah, I know, number one, Romania. Și ne să intrăm pe aici frumos, pac, 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 ușor, cu spate. Hai să putem să folosim și această cameră să filmăm cu telefonul, să facem poze. Aha, mă, bă, ce-i făcut? Cu spatele, a zis. Da, cu spatele. Da. Aha. With the back. Aha. A, asta e schema. Aha. Asta e schema. Și să nu ridici capul că te lovești. Aha. Deci așa se merge, a? Da, sunt cam câți metri, a zis? 20. 20 de metri. Și găsim și noi ceva hieroglife? Nimic. Nimic? Pereți albi. Și ne-a lăsat să facem o intrare privată, fără lumea, că acum închidea și... Haide, haide! Ce bine! Haide, că sunteți români și... Să mai chemați lume, să vină, că vin foarte mulți din România. Ce bine, aia. Ne mai răcorim puțin. Cum este în asta? Se merge pe... În 15 minute, azi că închide. Aha. O, ce bine e la răcoare. Și un suvenir, o geantă cu Egipt, venită de la zei. De la faraonii, pe piramidelor.
20 de metri, cât un bloc aproape de 10 etaje. Hai, nu 10 etaje, de 8 etaje. 8 etaje, da. E, nici chiar. Camera secretă care e închisă. Și acum din nou? Urcarea. Aceeași combinație. Tot la fel? Așa se pare. Ia, îmi pasă pe mine. Pasă-mi. Merg mai repede. Uite aici, mai poate să pună o scară, urci mai departe. Dacă ești puțin mai înalt, dai și capul. Aia, nu chiar. Da? Nu? Nu chiar. Scoperta de Belzoni. 2 martie 1818. Aici sunt urmă. Iese cineva acum. Mamă, aici s-a descoperit o frangă. Bă, dar ce cameră? Zici că e făcută ca o casă, știi? Acoperișul făcut așa. Uite-te. Din acoperiș de casă. Ah, da. Dar ce înaltă e, nu? Da. Până și coși de gunoi. Civilizație totală. Ah, ce bine e să fii singur. 15 minute, azi că putem sta. Deci, îți trebuie cam 2 zile. 2 zile. Mai urci? Pe sus trebuie să mai fie ceva, trebuie să fie cameră. Dar nu sunt pentru public. Cum mergem acum? Cu spatele? Bă, cu spatele. A, ce bine e puțină răcoare, nu? Da. Mega bine. Și aici mai era ce? O chestie, o cameră ascunsă. Nu am văzut. Am văzut? Da. Ai închisă pentru public. Hai să mai vreau un gol.
frumos sau ceva. De lire chiar merită intrat. Vă răcoriți puțin, vedeți și mormântul, vedeți arhitectura cât de grandioasă poate să fie înăuntru și costă doar 100, care înseamnă câțiva dolari. 7-8 dolari. Dacă e student, plătești 3 dolari. Deci merită toți banii, n-ai ce să zici. Și plus că te răcorești după o zi stat prin soare. Chiar e bine venită o intrare într-o firmă. Nu cred că mai prindem să o vizităm pe asta. Mare? Da. S-a terminat programul, n-am putut să intrăm în piramida mare. Este aici, nu pleacă nicăieri. O să venim cu altă ocazie. Toată lumea pleacă acasă fericită. Nu te mai întreabă absolut nimeni nimic. Toți sunt fericiți și au făcut banii. Salut! Ia uite, relaxat. Astăzi este ziua lui maică-mea și cu ocazia asta îi spun la mulți ani, cu multă sănătate! Și înainte să încheiem acest episod de vlog, cuvântul de astăzi este average. Mergem să luăm niște gustări după aceste minunății de piramide. Și este foarte vânt. La programul vă salutăm, ne-am luat 4 sticle de apă și acum băgăm unei ca niște cămile. Aprovizionăm cu rezerve de apă.